Evenimentul Micii Proiectanți a fost înscris și a câștigat o finanțare prin programul Meet & Code, susținut la nivel european de o companie din domeniul IT. Inițiativa s-a adresat elevilor de la clasa a 6-a și a 7-a, de la Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpulung, care au deja un bagaj de cunoștință de programare. Caroliștii ne-au invitat să ne prezinte roboții pe care i-au construit și ne-au povestit despre ei și despre cele mai bune rezultate pe care le-au obținut recent. Mă numesc Florescu Laura și sunt profesor de informatică la Colegiul Național Pedagogic Carol I. Ne-am apucat odată cu concursul Nexla.tech, am luat la cunoștință despre el și pentru că mi-au plăcut să lucrez, să meșteresc lucruri, am zis hai să încercăm și noi. Copiii au fost foarte încântați de la început și se vede și rezultatul. Cele două fete de la clasa 7 au luat locul întâi, o echipă de băiat și fată de la clasa 6 au luat locul 3 cu roboțelul Miro și Alexia a luat locul 3 cu roboțelul Inspiro, cel care udă planta. Numele este să nu-ți fie complet. Rădice Alexie Ioana. Am participat la concursul de robotică Nexla.tech și am participat cu robotul Inspiro, ce udă plantele. Am luat locul 3 și o să mai particip și anul acesta, cu speranța că o să pot să îmi construiesc un viitor din asta. Ai construit singură robotul? Da. M-a ajutat și doamna profesoară și am reușit să... Vrei să încerci să mai faci și alt fel de roboți? Da, cu siguranță. Mă numesc Durcă Emilian Ignoț și... Am văzut acești roboței prima oară la o rudă mea și mi s-a părut foarte interesant și am zis să încerc și eu și am intrat în legătură cu doamna profesoară și așa am terminat roboțelul. Și l-ai făcut singur? L-am făcut împreună cu o verișoară de-a mea. N-am înțeles cât timp a durat. Construirea lui nu a durat foarte mult, o săptămână, două, după aceea doar din program ne-a jucat ca să scoatem un timp mai bun. Ca de la Stefania. Și pe ce și pe Rebecca. De când pasiunea pentru robotică? De când doamna dirigintă ne-a spus de ea și noi am sărit cum ar veni pe ea, am fost foarte încântate și da. Roboțelul l-ați făcut singure? Da. Cât a durat? Câteva luni, cred. Da. Și după a urmat programarea, deci... Unde ați participat și ce ați obținut? Am participat la concursul Nexlab de robotică și am obținut locul 1. Pe viitor vreți să mai continuați robot, dar să încercați și alți roboți, bănuiesc. Da. Ceva în plan aveți? Vom participa și anul acesta la același concurs. Eu particip cu același roboțel, iar Rebecca... O să particip cu Inspiro, un alt roboțel, care o dă plantele. Super! Felicitări și succes! Mulțumesc. În România, programul este coordonat pentru cel de-al 6-lea an consecutiv de Asociația TechSup, care susține evenimente de tehnologie și programare, structurate pentru a fi potrivite cu inițiativa Comisiei Europene, Europe Code Week. Elevii caroliști au acum în laboratorul de informatică a instituției și o imprimantă 3D, care îi ajută să învețe cum să proiecteze și să tipărească un obiect 3D. Cu ocazia săptămânii Code Week, am creat un eveniment numit Micii Proiectanți, în care elevii de clasa 6-a și 7-a vor învăța să proiecteze un avatar în Tinkercad și după ce îl proiecteze să-l imprime la imprimanta 3D. Am câștigat un grant de 300 de euro cu care am putut să achiziționăm această imprimantă ca să putem să ne vedem și ceea ce proiectăm în Tinkercad să le scoatem la imprimantă. Cum ați reușit să obțineți aceste? A fost destul de ușor. Am depus proiectul și am așteptat până la finalizarea alegerilor și am aflat că am câștigat 300 de euro. Nu sunt mulți, dar ne-a ajutat să putem să achiziționăm această imprimantă. Le transmitem și noi felicitări caroliștilor care au confirmat că au succes ca mici proiectanți și aptitudinile necesare pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte foarte ambițioase.